Iar acum trecem la ultimele două cărticele, pentru că sunt foarte mici și sunt de poeme, poezii. Le-am primit recent de la editura Garofina și îi mulțumesc astfel. Am avut onoarea să citesc aceste cărți, chiar imediat la începutul publicării lor. Prima dintre ele este Sonata lui Madoff și alte poeme incorrecte politic. Tot la fel vi le-am arătat și pe acestea pe Instagram și mi-a plăcut mult, mult, mult modul de scriere al autorului. Cu siguranță este unul aparte, unic. Am găsit niște lucruri spuse fix pe față, cum nu te-ai aștepta. Așa că eu vă recomand dacă vreți să citiți ceva de poeme și pe deasupra că o terminați într-o zi sau cel puțin eu așa am terminat-o. De fapt, o oră, două, cam așa am și terminat-o și sunt foarte multe poeme scurte, adică găsiți și poezii micuțe, Neiubirea, de exemplu. Majoritatea mi-au plăcut și le recitesc cu drag și acum, așa că o să vă citesc și vouă o strofă dintr-o poezie random. Sunt singur ca o barcă în pandemia lumii. Mă orientează în spațiu un astru pangolin. Privesc cum trece luna printre stinse constelații și mi-ncolțesc în minte regrete și venin. Foarte, nu știu, poetic. Atmosfera este una unică, clar, așa că dacă vă interesează poemele, o găsiți pe Libris de data aceasta și pe aceasta tot pe Libris. O să vă citesc și de aici un poem, tot la fel am deschis random. Floarea de zăpadă se numește poemul. Meșterită în ceruri, cu o artă fină, floarea de zăpadă-i floare de lumină. Trecută prin ghețuri, chiciuri și alene, așează în albe tinere troiene. Floarea de zăpadă-i floare îngerească, mirele din ceruri s-o blagoslovească. Meșterită în ceruri, de la început, floarea de zăpadă-i ceresc să... Ea îmbracă lumea într-o haină pură și păstrează vatra tinei la căldură. Floarea de zăpadă-i floare îngerească, mirele din ceruri s-o blagoslovească. Floarea de zăpadă e un exemplu bun al celor pe care nu știu ce să le spun. Împlutirea-i albă, pare că se roagă și avem cu toții suflet de zăpadă. Floarea de zăpadă-i floare îngerească, mirele din ceruri s-o blagoslovească. Foarte, foarte simpatic acest poem. Unele sunt mai tristuțe, mai reale, dar unele sunt chiar delicioase, bune de savurat, așa că dacă vă interesează genul acesta mai scurt cu poeme, intrați pe Libris și le găsiți acolo.